Aventurile Giurgea și Bratul la nivel internațional continuă. Suntem la Ingolstadt, în inima lui Audi. În partea asta avem muzeul Audi, iar ceva mai în spate sunt uzinele. Aici, desigur, este cel mai mare centru de livrare mașini noi Audi din Europa. Eu am venit însă aici pentru a intra un pic în lumea secretă a dezvoltării viitorului. Mai precis, suntem la Audi Future Lab, un loc în care vom afla secretele blocurilor optice ce urmează să echipeze mașinile de serie în următorii 10 ani. Future Lab a fost o experiență foarte interesantă pentru noi, pentru că am avut ocazia să înțelegem mai bine cât de importante sunt de fapt farurile pentru designul actual al mașinilor. Practic, șefii de design Audi spun că în ultimii ani nu se mai poate face un model din lut la scară 1:1 fără a integra în el farurile propriu-zise. Privind însă cu atenție în viitor, descoperim și niște funcții noi. Prima dintre ele, care va fi disponibilă în curând pe farurile Matrix LED, se numește Construction Zone. Farurile vor proiecta pe drumul din fața mașinii, pe lateralele acesteia, două benzi luminoase puternice cu o lungime de 15 metri. Funcția se va activa automat atunci când mașina detectează că se află pe un segment de drum îngust, între un camion și axul drumului, spre exemplu. Asta ca să nu te mai panichezi în spațiile înguste. Mai departe, Audi va introduce pe mașini sisteme de iluminare exterioară și interioară cu OLED. LED-urile organice au marele avantaj că le permit designerilor să se joace cu formele așa cum nu au mai făcut-o până acum. E foarte simplu și aici. Închipuiți-vă o foaie A4 care luminează. Sau, și mai bine, închipuiți-vă o foaie A4 care luminează în orice fel de culoare. Plecând de la treaba asta, gândiți-vă că diferite suprafețe de pe caroserie vor folosi OLED-uri și, astfel, diverse benzi luminoase vor semnala diverse informații despre mașină, de exemplu, unde sunt portierele sau starea mașinii. De asemenea, gândiți-vă că stopurile vor putea crea adevărate jocuri de lumini care să transmită diverse informații celorlalte mașini din trafic. Evident, prea multă informație strică, astfel că Bratu nu a ratat ocazia de a ne face de râs și pe la Audi. Trezit la timp însă, el s-a întors la treabă. Iată că am ajuns într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri ale industriei auto actuale. În inima Audi la Ingolstadt este acest tunel de testat lumini, Lightning Assistance Center. Are 120 de metri lungime, 12 metri lățime și 5 metri înălțime. Ei testează aici camerele video de pe mașini, testează cele mai noi modele de faruri. Poți să faci o plajă la LED-uri foarte puternice, cum sunt și cele folosite pe mașină. Pe jos este ceva care imită asfaltul, pentru că mașinile chiar merg pe aici. Iar în spatele meu se află două dintre cele mai noi produse ale mărcii care folosesc Matrix LED la faruri. Audi Q7, proaspăt lansat, dar și Audi R8, încă ascuns după o prelată. Avem însă voie să ne uităm un pic la faruri, pentru că ele vor folosi și funcție laser, care va lumina pe faza lungă la câteva sute de metri în fața mașinii. Adică farurile noului R8 cu funcție laser vor lumina cam așa, pentru a-ți atrage atenția asupra unui animal de pe carosabil. Iar acum, la final, pentru că suntem profesioniști auto, iată și imagini oficiale cu noul R8. Pe lângă faptul că va putea fi echipat cu faruri laser LED, R8 are un interior spectaculos cu bord complet digital, ca pe noul TT, și este construit din aluminiu și fibră de carbon. Este oferit în două trepte de putere ale motorului V10 de 5,2 litri, 540 și 610 cai și are în standard tracțiune integrală 4 și cutie de viteze S-Tronic cu 6 trepte. Versiunea standard face 0-100 de km pe oră în 3,5 secunde, iar cea V10 Plus în doar 3,2 secunde. E clar, iar jucăm la 6 din 49.